Bună, dragii mei, bună, suflete frumoase! Haideți să facem astăzi o etalare pentru pești, în care ne vom uita la evenimentele importante până la sfârșitul anului, poate și ne extindem un pic așa spre ianuarie, să vedem ce ne apare, ce evenimente importante avem pentru peștișori. Haideți să vedem. Un nou contract. Un nou an, un nou contract. Rezolvarea unor probleme poate fi. Oh. Ok. Și tu. Ok. O parte dintre voi sunteți foarte ocupați aici cu cineva care este poate un pic bolnăvior sau bolnăvioară sau are niște probleme. Vă faceți un pic așa de griji, niște griji. Poate că aveți grijă o parte dintre voi de cineva care are probleme în momentul ăsta, că pot fi probleme de sănătate sau da, orice fel de probleme. Și sunteți foarte ocupați în legătură cu această persoană. Da. Peștișori. Dar nu v-ați pierdut speranța. Deși acum, în momentul ăsta, sunteți foarte blocați într-o situație, nu v-ați pierdut speranța. Și ceva frumos vine către voi. Universul lucrează pentru voi. Aveți nevoie de odihnă. Ok. Impresia că da, e aici cineva care suferă destul de tare. Probabil că e o persoană care în momentul ăsta e blocată într-o situație, blocată într-o problemă, nu poate face absolut nimic. Tot ce va rămas este speranța că lucrurile se vor îndrepta, că vor merge mai bine. Avem aici magicianul, deci îmi spune că totul depinde de voi până la urma urmei. Și că cam voi vă țineți aici blocați cumva într-o oarecare măsură în situația asta sau ceva vă blochează acolo și o problemă care o să se rezolve până la urmă, dar sunteți blocați momentan în ceva sau într-o situație. Ori aveți grijă de cineva, ori la locul de muncă, unii dintre voi sunteți blocați. Da, iarăși optul de săbii. Mm-hmm. Moartea și regina de pentacule. Eu cam îmi dau seama ce se întâmplă aici, dar nu prea le pot spune exact așa. Deși mi se arată destul de clar cam ce așteptați voi și ce se întâmplă. Unii dintre voi aici e cineva care așteaptă să se rezolve o problemă ca să puteți merge mai departe, da, cu optul ăsta de cupe, să vă puteți vedea de viață mai departe și să vă continuați drumul. Da, hai să vedem, vi se îndeplinește dorința, să zicem. Da, o parte dintre voi jonglați aici între două situații. Poate că sunteți departe de casă, unii dintre voi, poate că sunteți blocați acolo unde sunteți și nu puteți să participați la o patru, vedeți voi, patru ăsta ne vorbește despre, e un fel de patru de pentacule în care tu nu vrei să renunți la anumite lucruri, nu vrei să renunți nici cum. Dar asta te ține departe de bucurie, te ține departe, acolo nu ai nicio bucurie. Unde ești acum, în momentul ăsta, nu ai nicio bucurie, nu ai nicio satisfacție, nimic nu te satisface, nu poți participa la evenimente cu prietenii sau cu familia. Așa, supărare aici, nu chiar mare, dar e așa mai mult un plictis. Cineva e plictisit de ceea ce face. Șasele de cupe. Nostalgie, trăiește un pic în trecut, din amintiri.
Da. Un rege de săbii și un cavaler de bâte. Cineva o să vă scoată până la urmă din problema asta. Sau sunteți, unii dintre voi sunteți manipulați aici, din cauza banilor, din cauza problemelor financiare. Sunteți un pic blocați. Aici, la capătul pachetului, am cărți foarte, foarte puternice, foarte tari. Avem împăratul, avem nouăle de pentacule, ceea ce vorbește despre o independență financiară. Probabil că voi, gândul vostru și speranța voastră, am de două ori steaua, poate aveți de-a face cu un vărsător aici, sau speranța voastră este să vă împliniți din punct de vedere financiar și apoi să mergeți către persoana voastră dragă, să... Poate că o parte dintre voi ați încheiat legătura cu cineva și încercați să o luați de la zero, încercați să o luați de la început. E și un rege de bâte aici la care voi vă gândiți foarte intens. Sau regele ăsta se gândește la voi. Un rege de bâte se gândește foarte intens la voi, undeva acasă. Undeva acasă. Da, un suflet geamăn. Se pare că voi sunteți un pic departe de casă, o parte dintre voi aici. Și nu vă bucurați de nimic. E o perioadă stagnantă, o perioadă în care nu se întâmplă absolut nimic. Tot ce v-a rămas este speranța aici, să sperați la ceva mai bun. Nu-mi place cum a ieșit aici la pești. Hai să vedem și pentru o altă parte din peștișori care nu se regăsesc în această citire, pentru că peștișorul de aici este blocat și mie nu-mi place că este blocat. Vreau să-l deblochez din situația aia. Mai glumesc și eu ce să fac. Bun, hai să vedem și pentru o altă parte din peștișori. Peștișorii care nu s-au regăsit, care nu s-au regăsit în această, o schimbare, bine, vedeți? Pare o schimbare. Deci ceva se schimbă până la urmă și pentru peștișorii care sunt blocați acolo într-o situație stagnantă. Un venit neașteptat din partea unei femei mature în urma unor prestații, probabil că în urma unui job sau în urma ceva ce voi ați făcut, ceva ce munciți, ați muncit la ceva și primiți un bonus, poate, la care nu v-ați așteptat. Ok. Ok, tu ai vrut să ieși, ieși, nicio problemă. Prosperitate. Puțin, nu primiți mult, dar ceva primiți care vă ajută. Deci unii dintre voi veți primi aici un bonus, ceva ce o să vă ajute și nu v-ați aștepta la asta. O surpriză. V-a luat așa prin surprindere ceva. Dar vă aduce multă fericire aici cu soarele. Bun, hai să văd. Ok, voi nu prea vreți să vorbiți. Vreți să țineți lucrurile așa mai în secret, mai pentru voi. Bun. Ce avem aici? Depășirea unor obstacole. Lăsăm pe astea așa întoarse momentan. Unii dintre voi chiar stați foarte bine cu spiritualitatea, cu o intuiție foarte bună, punct de vedere telepatic, transmiteți foarte bine, canalizați foarte bine informațiile, o intuiție foarte bună, aș putea să spun. Vă găsiți echilibru. Hai să vedem ce ascundeți voi aici. Un nou început în dragoste. Opa! Și conflictul întors invers. Asta e foarte bine, foarte frumos. Probabil că unii dintre voi începeți să flirtați sau să vă găsiți pe cineva și momentan ascundeți așa persoana de ochii celorlalți pentru că nu sunteți siguri. Obstacolele sunt întoarse invers, deci drumul este foarte deschis pentru voi, foarte deschis. Îmi atrage atenția foarte mult aici faptul că veți primi un ajutor, cineva o să vă sponsorizeze acolo cu ceva bănuți. Doiul de cupe și nouăle de pentacule.
Asta e foarte bine. Vă găsiți perechea. Cei care sunteți singuri nu veți mai fi singuri. Vă găsiți pe cineva. Ceva la început și nu sunteți siguri aici. E o dragoste nouă. Ceva începe. Un nou început în dragoste, poate. Da. Ia să vedem. Prosperitate. Spânzuratul. Ați făcut niște sacrificii voi pentru bănuții ăștia. Voi v-ați sacrificat. O parte dintre voi chiar v-ați sacrificat și acum primiți o răsplată pentru sacrificiul depus. Pentru munca voastră, pentru ceea ce... Dar e ceva ascuns, ceva ce nu știți încă sau nu ați primit încă și urmează, pentru că spânzuratul ne vorbește și despre lucruri mistice sau lucruri ascunse sau poate că o parte dintre voi puteți face bănuți chiar din ceva misterios, ceva ce nu e chiar atât de... ceva ce vreți să țineți ascuns așa un pic de ochii lumii. Și asta, nu știu de ce, da, așa o... asta mi-a venit. Sau poate că există un blocaj momentan pe... bănuția, dar vor veni. Vor veni. O plecare, un drum. Probabil că aici ajutorul ăsta vă va duce și optul de pentacule. Da, unii dintre voi veți reuși să... Probabil că vă veți schimba locul de muncă. Un loc în care ați fost blocați pentru o mare perioadă de timp. Și ușor, ușor s-au plecat de la un loc de muncă și reușiți să... Ați avut acolo niște blocaje, simt că au fost niște blocaje și nu v-ați așteptat să, poate acum de sărbători, să plecați de acolo sau ceva în genul ăsta, dar nu vă tristețe, nu știu de ce, văd din contră o bucurie, parcă așteptați lucrul ăsta, parcă v-ați dorit lucrul ăsta. Mhm. Ok, ceva se... Doiul de băte, o distanță. O distanță fizică. Și niște obstacole aici pe care reușiți să le depășiți. E posibil ca unii dintre voi să vă pregătiți să mergeți spre casă, care sunteți departe de casă, și asta e posibil. Poate am energia cuiva aici care se pregătește să meargă acasă sau cineva vine de la drum. Persoana care a fost blocată și nu a putut să vină și uite că se întoarce acum de sărbători și veți avea o surpriză. Treiul de pentacule. Foarte multă muncă în echipă. Cineva vă ajută. Aveți ajutorul celorlalți. Multă, multă muncă în echipă, văd. Și un 10 de săbii. Și Marea Preoteasă. Ok. Voi ori puneți capăt aici unor secrete, ori o parte, nu știu dacă știți, dar peștișorii sunt foarte deschiși către misticism, către lucrurile astea spirituale. Și am impresia că este cineva aici care este în energia Marei Preotese, adică poate și ceea ce fac eu, de exemplu, cu cărțile sau, nu știu, aveți niște abilități, aveți niște lucruri pe care nu ați vrut să le expuneți celorlalți. Și cumva parcă în perioada asta ușor, ușor începe să vă deblocați sau vă vin idei noi sau vreți să le puneți în aplicare. Avem de 3 ori asul. Avem asul de pentacule de 2 ori. Deci e posibil ca această preocupare a voastră sau acest lucru la care voi v-ați gândit, abilitățile pe care le aveți, dacă vi le puneți în aplicare, s-ar putea să faceți și bănuți cu ele și să aveți un mare succes din câte se vede, dar vă e frică, sunt frici. Wow, ce frici aveți! Sunt frici, vă e frică să porniți pe drumul ăsta. Mm-hmm. Vă e frică. Bun, pentru altă parte dintre voi este posibil să aflați un secret care vă dezechilibrează așa un pic, vă cam pune la pământ aici și asta este posibil în legătură cu cineva cu care ați lucrat împreună sau ați avut o alianță, ori un prieten, ori un coleg, ori aflați ceva de cineva, ori își schimbă locul de muncă, ceva se întâmplă aici, dar
În legătură cu voi nu văd nimic urât, din contră văd noi începuturi. Chiar noi începuturi care vă duc către succes. Numai că trebuie să eliberați aici niște lucruri. Adică, nu știu, voi aveți niște abilități pe care le țineți numai pentru voi. Și ar cam trebui să le împărțiți cu ceilalți. Pentru că asta vă va aduce un succes. Am trei cărți care îmi indică misticism, îmi indică lucruri ascunse, lucruri pe care numai voi le știți și nu vreți să le spuneți. Mai ales că aceste două cărți mi-au picat inversii, ca și cum nu vreți să vorbiți despre asta, nu vreți ca ceilalți să știe. Da, am chakra șaptea care e deschisă la voi și asta e foarte bine. Am Marea Preoteasă, am Spânzuratul. Eu zic să încercați. În cazul în care aveți ceva abilități, puneți-le în practică, că nu e nimic greșit în asta. Nu le mai ascundeți. Ok, hai să vedem cum stăm în dragoste pentru peștișori. Cum stau peștișorii în dragoste. Peștișorii canalizează foarte bine informații, tot. Stau foarte bine cu lucrurile astea spirituale. Tansi, nu mai sfârâi, mami. Cățelul meu sfoare. Bun, hai să vedem în dragoste. O dorință împlinită. Mergeți mai departe. Ai vrut să sari? Oh, zecele de săbi. Iarăși zecele ăsta de săbi. Ori ați pus capăt aici cu unei relații, ori ceva ați făcut voi cu zecele ăsta de săbi. Ceva s-a încheiat, ceva a ajuns la final. Ok, carul. Iarăși Marea Preoteasă. Marea Preoteasă vă reprezintă pe voi și pe voi. Un mare succes. Doiul de cupe. O legătură foarte strânsă între voi și altcineva. Veți fi față în față cu persoana respectivă. Sentimentele sunt reciproce, reciprocitate în dragoste și nascuns totuși. Cu Marea Preoteasă poate fi și o dragoste ascunsă. Ok, care va ieși la lumină foarte curând și vă va duce un 10 de cupe. 10 de cupe este împlinire, fericire maximă și pajul de pentacule. Veți fi față în față cu persoana voastră iubită în curând. Ori persoana asta vine către voi, ori voi mergeți către ea, nu știu exact, dar am un cavaler de săbi aici care se tare grăbește să ajungă la voi sau voi la ei. Mai repede, cred că persoana aia vine către voi. O plecare, ok, un drum. Unii dintre voi sunteți la drum. Poate faceți un drum chiar cu mașina, din câte văd. Regele de săbi. Ok. Așa ca și zodia voastră, o văd foarte mult. Gemenii, zodiile de aer. Foarte mult zodiile de aer și zodiile de apă. Și iarăși zecele de săbii. Voi ați încheiat ceva cu cineva. Cineva a făcut aici o alegere. Ori voi, ori regele ăsta de săbii a decis ceva, a luat o decizie să pună capăt la ceva. Ceva a ieșit la iveală. Ia asta să văd un pic. Trebuie să lămuresc aici problema. O dezamăgire. Am impresia că o parte dintre voi v-ați aștepta la mult mai mult sau ați sperat ca lucrurile să iasă foarte bine. V-ați pus speranța în cineva și persoana aia v-a dezamăgit destul de tare. V-a cam lăsat baltă. Da. Am cam două povești aici. Pentru o parte dintre voi vă veți fi față în față cu persoana iubită, vă veți întâlni, toate bune și frumoase, dar pentru o altă parte dintre voi eu văd foarte multă dezamăgire. Văd că v-ați aștepta la ceva foarte bun și nu prea e și nimic aici. Persoana aia v-a cam lăsat baltă în ultimul moment și a ales altceva sau pe altcineva. O...
Da, ceva greu aici s-a încheiat. O altă parte dintre voi, deși v-a fost foarte greu, și asta mai poate fi, deși v-a fost foarte greu, ați avut parte de o împăcare sau ați avut o revelație sau ați văzut lucrurile așa cum trebuia să le veți, ați avut o claritate și ați avut o discuție față în față cu persoana iubită. Aici văd o întâlnire față în față, o discuție față în față cu cineva, un rege de băte, între o regină de săbii și un rege de băte. Aici a fost o conversație foarte intensă, venită mai mult din partea regelui ăsta de băte. Ia să vedem. Care a clarificat situația și ați început din nou, ați avut parte de o împăcare. Unii chiar v-ați împăcat. Sau o să vă împăcați în curând. Oh, ce frumos! Da, ați reluat povestea, ați luat-o de la început. Oh, da. Da, regina de băte și regina de pentacule. Da, foarte frumos. Deci o parte dintre voi și puterea. Ați avut parte de o împăcare. Sau veți avea parte de o împăcare. Va fi aici o conversație față în față cu cineva. O discuție față în față cu cineva, cu o persoană, cu persoana iubită. Pentru că am împăcarea, am regina de săbii, unde voi ați impus aici niște restricții, niște reguli, ați spus niște reguli, o discuție față în față cu persoana voastră. Zecele de pentacule nu vorbește despre stabilitate. Magicianul este ca și cum ați reaprins flacăra iubirii și apare asul de cupe. Iar voi ați devenit din nou, ați redevenit din nou regina de băte și regina de pentacule, ceea ce îmi spune că v-ați regăsit stabilitatea. Deși persoana asta v-a cam făcut-o în trecut aici, ceva s-a întâmplat. Cred că v-ați împăcat. O dorință împlinită. A fost dorința voastră sau dorința persoanei voastre iubite. Poate că asta urmează să se întâmple. Șaptele de săbii și cinciul de băte. Aici ne vorbește și despre un conflict. Cineva a înșelat, cineva e prea gelos. Un rege de pentacule. Foarte multă gelozie din partea acestui bărbat. Foarte multă gelozie. O, obsedant de multă gelozie. Nejustificat, așa un pic. E o nebunie aici, la voi. Ok, hai să spunem și zodiile un pic. Avem Capricornul, avem, de fapt, ce să mai spun, zodiile, că le avem pe toate. Toate zodiile le am pe aici. Dar așa proeminent avem Gemeni, Capricorn, Fecioară, Pești. Gemeni de două ori, vă gemeni. Da. Bun. La voi aici e cam cu năbădăi treaba. Da, îmi place că totul merge către bine, merge către ceva frumos, merge către împăcare. Poate că e necesară, dacă nu v-ați împăcat cu persoana voastră iubită încă, poate că și sunteți certați, poate că e necesară o conversație de la suflet la suflet acolo între voi, de la inimă la inimă și lucrurile se vor rezolva, numai e și cineva acolo foarte gelos. Cred că persoana voastră e un pic cam geloasă și nu prea e justificată treaba. Așa, parcă degeaba. E gelos, dar nu știe de ce e gelos. Ok, hai să scoatem un sfat pentru voi, să vedem. Iarăși Marea Preoteasă, deci nu se poate. Ea nu știu câte oară, a treia oară când îmi iese Marea Preoteasă și temperanța. Deci folosiți-vă instinctul. Folosiți-vă instinctul pentru că instinctul vă spune adevărul. Folosiți-vă intuiția. Asta vă va duce către echilibru. În momentul în care vreți să aveți de luat o decizie sau aveți de făcut o alegere, folosiți-vă foarte mult intuiția pentru că sunteți aici persoane cu o intuiție extraordinar de bună. Extraordinar de bună. Deci ceea ce vă spune vouă sufletul, aia să faceți. Aia să faceți. Persoane foarte echilibrate și iarăși revin la mesajul anterior. Un pic, Taisei. Taisei, te rog, mami. Revin la mesajul anterior în care am spus că aici cineva are abilități foarte puternice în a-și manifesta. Vedeți, voi, în palma voastră stă, în mâna voastră stă. Cineva are abilități.
în domeniul ăsta, ori astrologie, ori tarot, ori nu știu ce va face. Și ar trebui să vi le puneți în practică. Ok? Bună, drăguților! Cam asta a fost. Bun? Vă pup, vă îmbrățișez și ne mai auzim. Pa, pa!